Consider că mult mai multe lucruri se rețin prin joacă decât mergând la clasă, tipic, predând o lecție. Joaca este atât pentru adulți cât și pentru copii o binecuvântare, aș putea să spun, pentru că, indiferent cât ai fi de mare, tot îți place să te joci. La geometrie și mai ales la geometria plană s-ar potrivi fantastic de mult jocul, chiar și la geometria în spațiu, pentru că s-ar putea roti triunghiuri să vadă ce se obține, s-ar putea pătrate, dreptunghiuri, prin rotație ce corpuri geometrice s-ar obține și asta ar fi, le-ar plăcea copiilor foarte mult. Și-ar și reține, bănuiesc, ce este un cilindru, ce este un con, cum trebuie să-l rotim, ce obținem. Deci ar fi interesant pentru ei.